Trăiască nația. Acesta era salutul lui Eminescu. Salutat astfel, poetul răspundea sus cu dânsa. Pentru că nația suntem noi toți și fiecare. Ar trebui să conștientizăm mai mult asta și să construim un ideal comun, conturat ferm și asumat. Nu trebuie să ne fie rușine să afirmăm mai des că ne iubim patria. Doar vorbele spuse răspicat și onest pot deveni faptele hotărâte și întregitoare. Istoria a arătat că popoarele urmează personalitățile care au un ideal pentru poporul lor. Îl rostesc și îl pun în operă. Cei ajunși sus în ierarhia statului, care doar vorbesc, sunt niște, iertați-mă, impostori vremelnici, politrucii de ocazie. Înainte de a continua, permiteți-mi să spun: Hristos a înviat, sărbători fericite în continuare și la mulți ani celor de confesiune catolică și protestantă, și noi, creștinii ortodoxi, să pregătim cu bucurie și cu lumină Sfintele Paște Ortodoxe. Istoria ne oferă uneori pilde de urmat. E un popor norocos cel care, în momente grele ale istoriei, naște din rândul său adevărați bărbați de stat, cu viziune politică și inteligență remarcabile, pe care să le pună în slujba neamului și țării. Un astfel de om a fost Ion Ice Brătianu, căruia națiunea îi datorează recunoștință. Acesta este unul dintre marii artizani ai Marii Uniri, care cu răbdare și diplomație, dar mai ales cu tenacitatea iubitorului de țară, a zidit România întreagă în granițele ei firești. Împreună cu acesta, regele Ferdinand, numit întregitorul sau cel loial, și regina Maria au contribuit decisiv la politica desăvârșirii patriei, bazându-se pe cărturarii ce veneau din tradiția deșteptării conștiinței naționale, pe oastea regatului României, oastea țării, de la conducătorii ei la eroii soldați, cei mai mulți dintre ei țărani și care s-au jertfit pentru visul nostru dintotdeauna. Unde sunt astăzi acei bărbați de stat pentru care Moldova străveche să fie datoria lor cea mai sfântă, pentru a reveni la casa ei de drept, România? Pentru asta însă e nevoie de o Românie puternică, iubitoare de sine, nevândută și neînchiriată. Aș dori să văd semnele acestei revigorări naționale, dar nu în vorbe, ci în faptele ei zilnice, de la o lună la alta mai bine. Poate că eu, numai eu, nu văd aceste semne și asta n-ar fi nimic. Dar cine le vede? Vom evoca în prima emisiune din luna aprilie aceasta a temelor culturale în reflexii emoționale de la Centrul Cultural al Municipiului Pitești,
personalității lui Ion Ice Brătianu, maestăților lor regele și regina României din vremea Marii Uniri. Cultura are multe componente, cultură materială și spirituală, cultură artistică și științifică, cultură tehnică și așa mai departe. Între personalitățile de astăzi care au contribuit la dezvoltarea economică a României, a județului Argeș, înainte și după Revoluția din 1989, este și inginerul Constantin Stroie, directorul automobile Dacia, părintele noii uzine, căruia i se datorează rezistența și continuitatea acestei unități economice de mare impact social. Acestuia îi dedicăm cea de-a doua emisiune din luna aprilie 2021. Continuăm astfel prezentarea unor oameni de lângă noi, prezenți în conștiința noastră prin faptele lor recente, așa cum l-am prezentat și pe inginerul Sava Costache, părintele Arpechim, așa cum l-a numit pe bună dreptate un jurnalist. Într-un editorial în revista Curtea de la Argeș, pentru că am încercat de fiecare dată să trecem în revistă revistele culturale care apar în județul nostru, într-un editorial, deci, din revista de cultură Curtea de la Argeș, din aprilie 2021, domnul academician Gheorghe Păun ne pune pe gânduri cu ceea ce se întâmplă astăzi nu numai cu țara noastră, ci cu lumea întreagă, dintr-un anumit punct de vedere, așa cum voi încerca să rezum. Titlul editorialului este Utilitatea inutilului și are două puncte de plecare. Citez, un cititor de contoare și o carte cu titlul de mai sus, adică Utilitatea inutilului. În articol se vorbește mai ales de cartea aceasta, care este un adevărat manifest împotriva înțelegerii moderne a ideii de utilitate, de reducere păguboasă a acesteia la directa finalitate practică, materială, la bani, profit, marfă, piață. Pentru că, într-adevăr, constatăm că partea spirituală, începând de la credința noastră tradițională, la familie, la istorie, la marile personalități ale istoriei, la marii noștri scriitori adesea contestați, printre aceștia și doi români faimoși, pe bună dreptate, cum îi numește domnul academician Gheorghe Păun. E vorba de Emil Cioran și Eugen Ionescu. Un citat mai lung a celui din urmă, a celui de-al doilea, Eugen Ionescu, dintr-o conferință din 1961, ne regăsim descriși fiecare dintre noi. Citez,
Uitați-vă la oamenii care aleargă preocupați pe străzi. Nu privesc nici în dreapta, nici în stânga, par îngrijorați, merg cu ochii pironiți în pământ, ca niște câini. Omul modern, universal, este omul grăbit. El nu are timp, e prizonierul necesității, nu înțelege că un lucru poate fi inutil. Nu înțelege că în fond tocmai utilul poate fi o povară inutilă, copleșitoare. Dacă nu înțelegem utilitatea inutilului, inutilitatea utilului, nu înțelegem arta. Iar o țară unde arta nu e înțeleasă, este o țară de sclavi și de roboți. O țară de oameni nefericiți, de oameni care nu râd și nici nu surâd. O țară lipsită de spirit. Acolo unde nu există umor, unde nu există râs, există mânie și ură. Citat închis. Când e vorba de artă și de literatură, între celelalte arte, putem spune ca doamna de Stal, citată de Maiorescu, că literatura, arta sunt o inutilă, o inutilă sublinitate, o sublimă inutilitate, gratuitate. Domnul academician Gheorghe Păun continuă cu cel de-al doilea punct de plecare al editorialului. Recitesc și eu textul de față și îmi dau seama că am fost atât de cucerit, atras de cartea de la Spandugino, că am tot amânat mesajul principal pe care voiam să-l transmit. Unul și mai pesimist, mai terestru, anume că lumea e pe cale să mai dea un semn de superficialitate sinucigașă, mai întâi acționând, abia apoi eventual gândind. Obsedați de eficiență, de productivism, de fapt de profit, mecanizăm, automatizăm, robotizăm, împingem totul spre online, teleșcoală, telemuncă, cybercultură sau cibercultură, cyberexistență, spre tot felul de erzațuri cu tentă postumanistă. Ajung astfel la cititorul de contoare. Un tip relativ tânăr care vine lunar și îmi citește contorul de electricitate și care m-a anunțat la un moment dat, trist și resemnat, că foarte curând se vor înlocui contoarele tradiționale cu unele smart, care vor transmite prin internet consumul spre un calculator central, iar el va trebui să-și caute altă meserie. O inutilitate pe care nu s-o ordine, nu o discută. M-am întristat și eu atunci când mi-a venit ideea unui editorial cu titlul În apărarea cititorilor de contoare, adică al oamenilor inutili, între ghilimele. Al meseriilor și oamenilor care însă sunt, trebuie păstrați în societate spre buna sănătatea acesteia. Găsesc acum o noimă mult mai adâncă, aproape iluminându-mă, metehnei socialiste, conform căreia orice om trebuia să aibă un loc de muncă.
chiar în dauna eficienței, a eficienței locale, nu a celei globale, în înțeles foarte general, înalt chiar. Evident, nu la asta se gândea dumnealui partidul, îl scriu cu literă mică pentru a nu putea fi acuzat de nostalgie, ne spune domnul academician, dar efectul acesta era. Iar ca dovadă extremă, invoc știrea, probabil bine teoretizată, din punctul de vedere al păguboasei eficiente globale, ba chiar și locale, corporație cu corporație. Cum că în mai multe țări se discută despre introducerea venitului minim garantat încă de la naștere și chiar se fac pași concreți în direcția aceasta. Pentru că societatea își permite, pentru că roboții produc mărfuri, desigur, mult și ieftin, fiecare nou născut va primi un salariu. Nu-i pot zice nici pensie, un venit lunar. Un fel de rentă viajeră picată din cer, suficientă pentru a trăi fără să mai muncească vreodată. Deci și fără să mai învețe. Să facă în schimb ce? Presupun că mințile iluminate ale planetei au răspuns la întrebarea aceasta, la întrebarea cum vor arăta, între ghilimele, bursierii perpetui în adolescență, la maturitate, la bătrânețe, dacă o vor apuca, pentru că plictiseala și sentimentul inutilității ucid mai abitir ca orice boală. S-o fi gândit cineva că în locul unei societăți de bursieri lunatic vegetali, mi-e greu să-mi imaginez altfel, homuncul docil, poate că aici este miza, este mai sănătos să păstrăm o societate în care meseria de cititor de contoare, aici reprezentant al tuturor meseriilor care au dispărut și care vor mai dispărea de dragul eficienței, finalizate în profit, mai prin apropiere sau mai pe sus, uneori foarte sus, prin norii bilgatiștilor pe care uneori abia îi bănuim, sau bilgeitiștilor, să rămână în nomenclator. Iar dacă s-a gândit, a avut și îndrăzneala să o spună, mă tem că întrebările de genul acesta vor rămâne retorice, dar vă previn că cititorii de contoare suntem cu toții, de la sudori la funcționari publici, de la doctori, în ciuda pandemiei, la polițiști, idem, adică tot în ciuda pandemiei, de la șoferi și piloți la avocați și profesori. Inteligența artificială, imprimantele 3D, camerele de luat vederi, telefoanele deștepte, conectivitatea și ce o mai urma le vor face și desface pe toate, infailibil, repede și ieftin, deci eficient, puse la treabă de inconștiență și lăcomie. Nu vor putea să se bucure de viață, dar asta e o mare inutilitate. Citat închis. În preajma războiului, primului război mondial și apoi a făuririi României întregi, României mari, regatul României trece prin momente triste, de mare cumpănă, au loc
înaintea lui 1914 războaiele balcanice, regele Carol I se stinge din viață după o domnie lungă în care a reușit să făurească o Românie modernă și să o ducă ceva mai spre vest. Poporul păstrând însă partea sa de balcanism, de orientalism, aș spune partea frumoasă, autentică a nației noastre, dincolo de turcisme, grecisme și așa mai departe, dar înțelese cu sens negativ de către unii și poate și în realitate. În pregătirea Marelui Război avem o mulțime de articole, de cărți, de lor de poziție, de opinii mai mult sau mai puțin controversate, dar aici istoricii au găsit întotdeauna calea corectă, calea dreaptă, pentru a scoate în evidență atât contribuția maestății sale regelui Ferdinand I, și a lui Ion Ice Brătianu. Constantin Chirițescu, de exemplu, am în față o broșură realizată la așezământul cultural Ion Ice Brătianu, care se numește Ion Ice Brătianu în pregătirea războiului de întregire, de Constantin Chirițescu, a apărut la Cartea Românească, București, în 1936. În acest, aș zice chiar studiu dedicat lui Ion Ice Brătianu, aflăm multe date referitoare la atitudinea excepțională a lui Ion Ice Brătianu privind războiul, primul război mondial și intrarea noastră în război. A oscilat, dar eu n-aș spune că a oscilat, aș merge în aceeași direcție în care merge și Chirițescu, spunând că a avut răbdarea, inteligența necesare pentru a implica regatul României în primul război mondial în folosul patriei și urmărind îndeaproape integritatea patriei. Fără să aibă vreo certitudine, dar cu această mare dorință în suflet și în minte. Un război nu se duce însă numai cu iscusință politică. Când conflictul s-a dezlănțuit, diplomația se retrage între culise, ne spune Chirițescu. Pe planul întâi apare oșteanul. În războiul modern, acesta nu mai luptă cu pumnul, oricât ar fi el de greu, și nu se apără cu pieptul, oricât de impenetrabilă ar fi simbolica lui platoșă de aramă. Războiul modern cere conducere pricepută, soldați oțeliți și bine instruiți și mai ales unelte de luptă, arme multe, arme puternice, arme perfecționate. Acestea trebuiesc adunate din timp, iar mânuirea lor se învață după un program bine chipzuit și în vederea unor întrebuințări tactice bine precizate. Aceasta este o față deosebit de tragică a pregătirii războiului
de întregire. Alături de greutățile hotărârii apar dificultățile pregătirii militare. Avem de meditat și pentru ziua de azi, pentru actualitatea României de azi. Pentru și pe temeiul Alianței Militare a României cu Triplicea, cum se numea atunci, pregătirea materială a războiului României era în strânsă legătură de dependență față de puterile centrale. Acum România trebuia să schimbe brusc și fundamental baza ei de sprijin, iar toată pregătirea tehnică a noastră de război era de câteva decenii orientată împotriva Rusiei. Împotriva ei erau îndreptate fortificațiile, ale căror planuri se găseau în sertarele statelor majore austro-germane. În vederea războiului cu Rusia fuseseră construite liniile ferate. Dimpotrivă ne sprijineam economicește pe piața germană. Instrucția tactică a armatei noastre era germană. Materialul nostru de luptă, cel aflat în depozite și cel ce trebuia să completeze, era german. Convenții militare subordonau conducerea operațiilor noastre militare de strategia austro-germană. Noua întorsătură politică însemna o schimbare totală de front. Dușmanul nu mai era la răsărit, ci la apus. Reazemul trebuie căutat acolo unde până ieri stătea dușmanul. Atacul trebuia îndreptat în direcția în care până ieri socoteam că ne stă prietenul. Din acest punct de vedere, Brătianu se găsea în privința pregătirii materiale armatei în această dilemă. Ori face apel la Antantă și atunci riscă o declarație de război din partea puterilor centrale, înainte de a-și fi completat pregătirile, ori trebuie să se aprovizioneze de la centrali, dar acestea îi puneau condiția intrării în război împotriva aspirațiile noastre naționale. Șeful guvernului a găsit și a treia soluție. Deci șeful guvernului, Ionice Brătianu, a găsit o a treia soluție. Se va aproviziona deocamdată din țară. Va intensifica la maximum producția internă. Va mobiliza și adapta tot utilajul existent, toată tânăra industrie, atât a statului, cât și cea privată, pentru trebuințele armatei. Va lua apoi din străinătate, de la neutrali cât mai mult cu putință, de la viitorii dușmani, atât cât aceștia vor voi să dea, fără a lua față de ei angajamente politice și fără a le face concesiuni care să le sporească puterea sau le creeze situații favorabile în luptă. De la aliații de mâine, cât va fi îngăduit de discreția impusă de împrejurări. Ținând mereu seamă de vicisitudinile situațiilor de pe fronturile de luptă, fără a pierde însă din vedere trebuințele impuse de colaborările viitoare. El a înlesnit aprovizionarea Serbiei cu materialul de echipament din țară și de războiul din Rusia și a împiedicat tranzitul de muniții din Germania spre Turcia. Totdeauna, cu grija de a asigura jocul supapelor de siguranță, a trebuit într-un moment de criză gravă
să vândă cereale puterilor centrale, dar a imobilizat tot restul bogatului nostru stoc sub forma unei convenții cu Anglia. Direcția adevăratei orientări a politicii noastre de război, cu o luciditate și cu o inteligență rarisimă a lui Ionice Brătianu, a fost însă lămurit afirmată prin convențiile secrete pentru furnituri de material de război încheiate cu guvernul francez la 8 martie 1915 și la 18 ianuarie 1916. Convenții importante, atât pentru valoarea lor materială, cât și pentru semnificația lor politică. Materialul furnizat pe baza acestor convenții sunt legendarele așa numite scule, care din cauza întârzierii sosirilor în țară și a scufundării câtorva mari transporturi de către submarinele germane, au lipsit soldaților noștri în campania anului 1916, dar care în 1917 le-au îngăduit biruințele de la Mărășești, Oituz și Mărăști. Au sporit din ordinul lui Ionice Brătianu și evident cu încuviințarea și cu sfatul regelui Ferdinand, efectivele oștirii, completarea ei cu cadre necesare și înzestrarea ei cu material în parte adus din străinătate, în mare parte fabricat, transformat și adaptat în țară și care au fost, de fapt, rezultatul unei imense sforțări. S-au adus însă multe și violente critici chipului cum s-a realizat această inflație militară. Războiul însă a fost făcut cu țăranul român dinainte de război, ros de pelagră, minat de paludism, slăbit de subalimentație. Dar slăbănogul zdrențăros, care mânca 300 de grame de mămăligă pe zi, se repezea voios prin grindina de gloanțe ale mitralierelor în gardurile de sârmă ghimpată ale pozițiilor dușmane, pe când alături de el atleticul lui tovarăș de luptă, bine îmbrăcat și hrănit, își împușca ofițerii și își părăsea steagul. E un omagiu adus țăranului român din totdeauna, care a dus, de fapt, greul istoriei. Am plecat la război fără mitraliere, fără tunuri grele și fără avioane. Și am plătit cu sânge scump această nepunere la punct a pregătirii tehnice a războiului, pe care izolarea țării noastre nu ne-a permis să o împlinim mai devreme. Dar dacă așteptam să ne sosească întâi armamentul și apoi să intrăm în această campanie, plăteam și mai scump și cu siguranță că pacea nu ne-ar fi adus întregirea țării. Ultimul tren cu care se putea porni spre câmpul de luptă a fost cel pe care l-am apucat la timp și hotărârea de a intra în război a fost de bun augur și ne-a permis să ne unim țara, să unim teritoriile locuite de români. Aș fi dorit să vă arăt o hartă de la Academia Romena
din memorialele asupra chestiunii problemei Basarabiei și a Bucovinei septentrionale, o broșură scoasă la monitorul oficial și imprimeriile statului, Imprimeria Națională București 1940, în care apare o hartă a Basarabiei și Bucovinei, adică a Moldovei între teritoriul românesc, dintre Prut și Nistru, în care apare în culoarea verde populația românească din acest teritoriu. Populație majoritar românească, unde se poate vedea și nordul Moldovei cu Bucovina și Basarabia, adevărata Basarabie, pentru că rușii după 1912, așa cum probabil știți, au extins numele de Basarabia, care era teritoriul de sud al Moldovei, și i-au dat numele de Basarabia după războiul cu turcii ca să poată ocupa un teritoriu mai mare. Iar între aceste populații apare, e și un recensământ făcut în 1907, în care apar velico-rușii, apoi malo-rușii, sunt și polonezi și italieni și francezi, bulgari, nemți, albanezi, țigani, găgăuzi și evrei, așa cum apar și la 1920 și așa cum sunt repartizați în teritoriul acesta al Moldovei. Din păcate, la gurile Dunării nu mai e teritoriul nostru, ci este teritoriul ucrainian, cum și Basarabia de Nord a devenit, cum și Bucovina a devenit, Bucovina de Nord a devenit teritoriul ucrainian după cel de-al doilea război mondial, luându-ne și granița de nord cu Polonia și Cehoslovacia, ceea ce ar fi însemnat strategic și din toate punctele de vedere o legătură mai puternică cu statul polonez, aș spune prietenii noștri din totdeauna, dar și o deschidere către Occident mai puternică, mai liberă, mai apropiată. S-a scris că opera politică a lui Ionice Brătianu să nu fie lipsită de consacrările ce pecetluiesc soarta marilor patrioți, așa cum se întâmplă adesea, pentru că și unii contemporani ai săi au dat dovadă de ingratitudine. Dar și-a putut da satisfacția ca numai peste câteva zile să privească cu ochii înnourați de bucurie pe malurile Tisei oștirea română, încrezătoare în destinele patriei, pornind în marșul ei triumfal spre Budapesta, ca să taie cu sabia nodul gordian încurcat de diplomația subtilă ce se țesea în conferința păcii de la Paris și să readucă în mult tulburata Europa liniștea și ordinea grav amenințate de un sinistru aventurier. Strălucită faptă militară, încheind în apoteoză a virtuților neamului românesc, o acțiune pregătită și condusă în numele dreptului istoric și al interesului european de către o inteligență clară, larg înțelegătoare și departe văzătoare.
E, așa se face că un bărbat de stat a reușit să ducă corabia aceasta care este regatul României, statul român, la malul dreptății, la malul întregirii. Iată ce aflăm despre Brătianu cu seninătatea sa olimpiană. Când mă urc sus pe dealul de la Florica, zăresc jos în vale șoseaua ca o panglică albă și netedă. Numai când umblu pe ea, piciorul se împiedică de bulgări, alunecă în făgașuri, se înfundă în noroi. Așa e și cu evenimentele războiului. Din înălțimea succesului, toate amărăciunile, toate meschinările, toată lupta măruntă pe care am dus-o, îmi apar aproape șterse. Chiar fac sforțări ca să le uit cu totul. Ce importanță mai au astăzi toate aceste detalii când opera întreagă e desăvârșită, când ea ne copleșește cu dimensiunile ei și ne încântă cu armonia liniilor ei. România Mare este rodul simțirii românești și a acestui bărbat de stat, cu deosebire a generației române din a doua jumătate a veacului al XIX-lea și din deceniul ce i-a urmat. Întregirea patriei s-a zămislit din conștiința neamului, s-a plămădit cu sângele vărsat de câteva sute de mii din cei mai buni fii ai țării și s-a întemeiat pe ruinele grămădite de pârjolul distrugerii, de la un capăt la celălalt al ei. Dar la edificarea acestei realități politice a prezidat geniul politic și creator al aceluia căruia astăzi, la opta aniversare a plecării dintre cei vii, îi închinăm prin osul de adâncă venerație a neamului, întrunit la un loc prin acțiunea lui. Încheie acest excurs Ion Ice Brătianu în pregătirea războiului al lui Constantin Chirițescu, reamintesc, apărut la așezământul cultural Ion Ice Brătianu. La 24 noiembrie 1927, moartea a întrerupt brusc o pagină de istorie, un capitol în care unul dintre cei mai iluștri oameni de stat pe care i-a produs România modernă scria cu mâna de maestru destinele glorioase ale neamului său. Dar în panteonul geniilor tutelare al românismului, ale românismului, figura lui impunătoare ocupă pentru veșnicie un loc de cinste, rânduit printre întemeitorii de țară. Astăzi, când clocotul pasiunilor ce dezbină pe cei vii s-a domolit, când judecata liniștită poate să dea cezarului ce aparține cezarului, când se pot recunoaște evenimentelor importanța lor reală și oamenilor relieful lor adevărat, astăzi cetățenii României Mari sunt datori să aducă cea mai smerită și recunoscătoare închinare memoriei aceluia pe care o soartă bună l-a hărăzit să prezideze cel mai considerabil dintre evenimentele istoriei românilor de totdeauna.
aceluia care cu mână de maestru a tras liniile mărețului act, i-a urmărit realizarea cu credință și cu voință de fier și l-a încheiat cu mândrie și cu demnitate. Într-o lucrare apărută în 1936, Enciclopedia în imagini, Marele Război în 1914-1918, apărută la librării Hachette, librăria Hachette în Franța, în limba franceză, Enciclopedia prin imagini, Marele Război, 1914-1918, nu se spun foarte multe lucruri despre participarea României la război. Se amintește că în România și Bulgaria nu sunt de aceeași parte. România cu noul său rege Ferdinand I-ul se declară pentru tripla antantă, triplicea, la 17 august 1916 și împotriva Germaniei, de partea Franței și a Angliei, iar la final se amintește că prin tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, Ungaria era cantonată în câmpia centrală a Dunării, se atribuia Iugoslaviei Croația și României Transilvania și nimic altceva. Evident, se pune accentul foarte mult pe participarea Franței la război. Permiteți-mi să vă arăt și o imagine a reginei Maria, maestății sale, regina Maria, la castelul din Balcic, construit în anii 20 ai secolului al 20-lea, reședința preferată a reginei Maria a României, cu grădinile sale frumoase, care sunt și locurile pentru singurătate și de odihnă ale reginei și ale rudelor ei. Într-o cuvântare la Academia Română a maestății sale regelui Ferdinand I, rostită la ședința solemnă de la 29 mai 1915, broșura editată de Academia Română București, Atelierele Grafice Socek & Company, societatea anonimă 1915, cu un chenar aparținând lui Antimi Vireanul din 1710. Ca fapt divers și amintind cu această ocazie și contribuția regelui și reginei, regelui Ferdinand și a reginei Maria la Marea Unire. Cuvinte de bună venire adresate maestăților lor, regelui și reginei, de doctorul C.I. Strate, președinte al Academiei Române. Așa cum probabil că știți, după statutele Academiei Române, regele României era și președintele de onoare și protector al acestei instituții. Academia se reunea în sesiune, se întrunea în sesiune generală anuală și a proclamat în întâia ședință de la 1 mai 1915 pe maestatea sa regele Ferdinand I, președintele ei de onoare și protector. Totodată a proclamat membru onorar pe maestatea sa regina Maria,
ca semn al recunoștinței pentru scrierile sale literare, pentru lucrările artistice și pentru înalta protecțiune dată literelor și artelor. Maestățile lor, însoțite de alteța sa regală principele moștenitor, au avut înalta bunevoință de a prezida ședința solemnă de la 29 mai sau 29 iunie, când aveau să se proclame premiile date în acest an la această instituțiune și să cetească rapoartele asupra scrierilor premiate. Președintele Academiei, doctorul C.I. Strati, a întâmpinat pe maestățile lor cu o cuvântare de bunăvenire, la care maestatea sa regele a binevoit să răspundă printr-o cuvântare care a mișcat adânc adunarea și publicul de față. Este limbajul epocii. Sire, Doamnă, fiți bineveniți în mijlocul nostru. Facă-se ca această zi în care pentru întâiași dată al doilea al nostru rege cu Augusta sa soție trece pragul întâiului așezământ de cultură a neamului să fie crestată pe răbojul timpului și al faptelor românești ca început unei nouă ere de înaintare și lumină. Născutul sa această academie sufericită și la începutul îndelungatei domnia marelui rege, e vorba de Carol I, în 1866, sub care a ajuns a ea cu încetul, dar necurmat și fără meteahnă, la starea sa de față. Primul rege, neuitatul nostru, întâi protector și președinte de onoare, pusă adesea umărul cu aleasă pornire sufletească și cu îndelungată și largă dărnicie pentru ca ceea ce se născuse odată cu începutul domniei lui să fie în lumină vie când va închide el ochii. Așa s-a și întâmplat. Fie-i țărâna ușoară, astăzi maestatea voastră urmașul său, crescut în aceeași sănătoase idei de muncă, de cinste, de regulă în îndeplinirea datoriei, de înălțare prin cultură și de ridicarea poporului pe toate căile, astăzi, când cu fericire avem pe maestatea voastră ca președinte, onoare și protector, suntem convinși că opera bătrânului și marelui rege va fi ajutată de puteri mai tinere și că Academia va căpăta hotărâta ei așezare și vază sub domnia maestății voastre. Instituția noastră, din prima zi a sesiunii sale generale, a ținut să înceapă lucrările ei aclamând ca ai săi pe maestățile voastre. Sire, un neam întreg vă primește și urmează cu încredere, inimile tuturor bat împreună și din gândul și fapta comună, a neamului și a conducătorilor de tot felul, în fruntea cărora se află maestatea voastră, va izvorâ nădăjduim o epocă nouă spre cinstea și mărirea dinastiei și fericirea României. Academia, prima noastră instituțiune culturală, a semănat și ea de mult semințe care au încolțit sub marele rege și ale căror roade le va culege maestatea voastră. Și continuă. De asemenea, se adresează Doamnei, maestății sale, reginei Maria. Maestatea voastră, Doamnă, sunteți a doua noastră membru de onoare, înzestrată cu adevărate însușiri artistice, iubind frumosul și adevărul, înțelegând rostul vremilor și datoria coroanei ce acopere frumoasa voastră frunte, ați căutat a produce opere de artă. Ați scris pentru copii, cum ați avut bunătatea a mi-o spune, ceea ce vă înalță și cinstește și mai mult încă. Nu pregetați a încuraja prin toate mijloacele artiști pe artiști și la nevoie, învingând teama molii mei ucigătoare, ați îmbrăcat haina de sacrificiu pentru căutarea nenorociților atinși de holeră. Țara, bună regină, v-a urmat și v-a admirat.
ați da necontenit dovezi de înțelepciune și de iubire a artelor frumoase. Fiți mărită, regină, Minerva noastră. Aș spune că începând cu Carol I și cu Ferdinand, apoi cu Carol al II-lea, dar și reginele au dat un mare sprijin artelor, culturii. Au fost ei înșiși oameni de cultură și au produs cultură și instituții culturale pentru România modernă. Au sprijinit și cu fonduri personale, au înființat instituții sau au stat la baza înființării unor instituții. Cuvântarea Maestății sale Regelui către Academia Română. Domnule președinte, scumpi colegi, a trecut câtva timp de când n-am mai călcat pragul acestui așezământ de înaltă cultură. Am primit deci cu adevărată și netăgăduită plăcere invitația domniei voastre de a lua parte la ședința de azi și de a prezida la distribuirea premiilor prin care se încoronează munca și talentul. Dacă iau acum locul de onoare ocupat un lung șir de ani de augustul meu predecesor, vă mărturisesc că sunt două sentimente opuse ce se luptă în inima mea. Cu jale mă gândesc la aceea căror trecere într-o lume mai fericită a lăsat goluri dureroase în rândurile acestei societăți de învățați și care cu inima lor caldă și patriotică închinaseră o mare parte a muncilor Academiei Române, contribuind astfel nu puțin ai face un nume de onoare între societățile științifice. Cu cuvinte calde ați reamintit, domnule președinte, pe marile rege, care fusese sufletul acestui institut cultural și care ca protector mărinimos luase parte activă la lucrările ei cu graiul și cu pana. Să-mi fie îngăduit mie, succesorul lui, de a-mi opri pentru o clipă gândul meu în fața unui alt fiu al țării, care ca om de stat fusese un sfetnic înțelept și un prieten credincios al Măriei, al Marelui Rege. În activitatea sa politică, el a avut drept deviză Salus Rei Publice Suprema Lex, principiul călăuzitor în lunga lui ședere pe pământ îi fusese convingerea că adevărata valoare a vieții constă în munca încordată, că numai acela merită cinstea oamenilor care pune conștiințele și puterile sale în serviciul obștesc. Pentru dânsul, cea mai mare satisfacție era de a munci și a produce cu suflet înalt, cu inimă curată, cu conștiința nepătată. Mie, regelui său, să-mi fie permis să profit de întâia ocazie pentru a închina aceste cuvinte de recunoștință vechiului și credinciosului prieten, Dimitrie Sturza, care fusese atâta timp secretarul general al Academiei. Sunt convins că tălmăcesc prin aceasta și sentimentele onoraților mei colegi. Continuă și adresează de asemenea cuvinte de recunoștință atât Academiei, apoi salută cu atâta plăcere numirea reginei ca membru onorar al Academiei. În anul 1890, când am fost primit în sânul Academiei, bătrânul Cogălnicianu, atunci președintele ei, mi-a adresat următoarele cuvinte. Noi, bătrânii, ne ducem, dar salutăm pe junele principe, ale cărui forțe ne vor întineri în restul zilelor noastre și vor îmbărbăta la muncă pe cei care rămân în urma noastră. Eu unul n-am uitat cuvintele acestui mare om de stat și de litere și dacă interesul viu și necurmat cel port
și voi purta mereu acestui institut de înaltă cultură, poate contribui a vă îndemna la o activitate necontenită și o muncă încordată, a saluta cu mare mulțumire dacă tinerele elemente care închină forțele lor studiului științific ar deveni demn urmași ai generațiunilor care au pus temelia Academiei și care au clădit-o până a ajuns locașul frumos sub al cărui acoperiș să întrunesc bărbații de știință din toate colțurile unde răsună frumoasa și mult duioasa limbă română. Academia are frumoasa menire de a da pilda cea bună în această privință, să facem operă culturală, să împlinim un act de patriotism. Dar și știința adevărată, știința de care deja Confucius spunea într-una din maximele lui că nu cunoaște hotare, știința care nu cunoaște etate și nici numără ani, că trăiește fără sfârșit, găsiva sunt sigur ca întotdeauna, așa și în viitor, limanul ei sfânt, sub aripile materne ale Academiei. Deci mereu înainte în opera noastră și atunci rodul muncii nu va întârzia să se arate într-o lumină strălucitoare. Sprijinul meu vă este asigurat. Încă o dată vă mulțumesc, scumpi colegi, pentru primirea călduroasă ce ne-ați făcut, reginei și mie, și felicit din inimă pe noi premiați, sfătuindu-i să nu se odihnească pe laurii culeși, ci din contră să considere succesul câștigat ca un puternic îndemn pentru noua activitate tot mai rodnică. Vedeți ce cuvinte frumoase și în ce limbaj elevat, cu câtă dăruire și chiar cu smerenie se adresează regele membrilor acestei prestigioase instituții. Din volumul 10 al Istoriei Românilor al lui Nicolae Iorga, știți că volumul 9 este numit Unificatorii, iar volumul 10 este numit de Nicolae Iorga Întregitorii. Și având acest volum, am avut posibilitatea să văd și multe chipuri ale personalităților epocii. Aici este o imagine a reginei Elisabeta, o importantă creatoare de artă, de cultură. Aici este ca principele Ferdinand și principesa Maria. În costumația, în îmbrăcămintea specifică altețelor lor, un portret al lui Ion Ice Brătianu, atât cât se poate distinge. De asemenea, aș cita un pasaj referitor la partea aceasta tot de război. Dezapropat de Carp, care discuta bugetul ocupației cu Mackensen, Marghiloman mergea până la relații de societate cu ocupanții, adică cu nemții. Știți bine că armata română, regele și guvern s-au retras în Moldova, iar octogenarul, fost șef al conservatorilor, cerea pe lângă curățirea Moldovei, între ghilimele curățirea Moldovei, și gonirea dinastiei, păstrând însă regalitatea pe care Stere o oferea unui fiu al lui Wilhelm al II-lea. După bătălia de la Mărășești, împăratul german venise în România culegând adânci inclinații și dăruind un act de crafată prefectului de poliție
țigara Samurcaș, vorbind cu dispreț de regele Ferdinand. Acesta spunea într-o convorbire: poate ne vom vedea cândva unul cu altul. Și atunci cel rușinat a spus: Ferdinand, nu voi fi eu. Apoi, la 18 noiembrie, Brătianu făcea să se ție sub președinția regelui și în prezența sa un consiliu militar cu generalii, Averescu, Prezan, Grigorescu, cu ministrul de război Iancovescu, discutând chestiunea unui armistițiu. Apoi, guvernul rus nu va dori continuarea luptei, se va face o Ucraina capabilă de a continua războiul, apoi Brătianu se va ralia la această atitudine față de ucrainieni și, drept recunoștință, peste ani ne vor lua și ei o bucată de Moldovă. Brătianu păstra speranța că schimbări pe frontul de vest vor duce la victoria finală. A avut o mare încredere Ion Ice Brătianu că vom câștiga războiul și vom reuși să întregim țara. De asemenea, s-a pus problema de a fi cedată Dobrogea, regele constatând că guvernul n-a voie să se asocieze pentru rezistența partidelor politice care o recomandau, exprima ca și Brătianu durerea pentru pierderea de teritorii, între care și acei plămâni, după expresia fostului prim-ministru pe care îi reprezenta Dobrogea, regele, despre necesitatea Dobrogei, ca și Brătianul, o considerau o fără de lege, numai gândul că am putea ceda Dobrogea. Iar o afirmație a lui Ferdinand ne-l arată ca un bun român, un mare patriot, un mare iubitor de țară. Ce sentimente avea el în acest moment, da, față de filogermani, de cei care erau pentru Germania, care lupta și cucerise Muntenia, intraseră în București, forțând guvernul să se retragă și dinastia să se retragă în Moldova. În cursul unei convorbiri cu marele savant, regele, referitor la această intrare a germanilor în țară, spunea: eu n-am urât pe nimeni, dar fiindcă lucrul merge așa, ei bine, am ajuns să urăsc poporul care m-a născut, adică cel german. Iată ce afirmație a regelui, așa cum a fost numit regele războiului, regele întregirii, Ferdinand cel loial față de țară. Regele războiului nu mersese în relație cu vechea sa patrie germană, dincolo de reluarea raporturilor de familie și cu fratele care în zile grele ar fi consimțit să-l înlocuiască. Deci a renunțat și la o relație mai prietenoasă, mai apropiată față de rudele germane. Apoi a mai fost numit Ferdinand I împăciuitorul. Bine, sunt multe lucruri de spus despre șansa noastră de a avea în perioada aceea, în timpul primului război mondial, adevărați bărbați de stat, un rege și o regină patrioți, iubitori de țară, inteligenți, cu o mare contribuție la definitivarea tratatului de la Trianon, cu o muncă diplomatică
susținută. Apoi va urma regența. Și permiteți-mi să închei prezentându-vă câteva exemplare din revista Flacăra, literară, artistică, socială, care apare și în perioada războiului și înainte de război, în anul 3, numărul 35, din 14 iunie 1914, apare un număr dublu, costa 20 de bani, în străinătate 40 de bani, director era Cebanu, apar amintiri despre Eminescu, de V.G. Morțun, unul dintre mari editori al lui Eminescu, Eminescu bolnav, un articol al lui Vlahuță, din slăbiciunile lui Eminescu de Ion Slavici, la 25 de ani, de la moartea celor doi, pe copertă sunt Eminescu și Veronica Micle, Eminescu moare în iunie, Veronica Micle în același an, în august. Un alt exemplar din 28 iunie 1914 cu imaginea lui Eminescu și Caragiale. Ce frumos erau ilustrate aceste reviste. Sunt foarte multe articole de iluștri scriitori ai epocii, încă acesta este la 25 de ani de la moartea celor doi, a fost dedicat tot numărul celor doi. În numărul 26, 11 aprilie 1915, cu o traducere, cu un text Carmen Silva și pe copertă cu Lupoaica cu Romulus și Remus, Roma, cu maestatea sa regele României Ferdinand I și cu maestatea sa regele Italiei Vittorio Emanuele al III-lea. Tot un exemplar frumos. În Flacăra din 20 iunie 1915, cu imaginea maestății sale Regina Maria, cu Ilderim, poveste în umbră și lumină, deci un text literar. Și într-un număr din 15 februarie 1914, o expoziție Octav Băncilă, Pâinea noastră cea de toate zile, un tablou intitulat așa, cu un țăran la coarnele plugului, cu animalul credincios lângă el, cu imaginea lui Octav Băncilă. Și un ultim număr, Flacăra din 20 aprilie 1913, cu texte din proză și versuri ale unor scriitori simboliști și parnasieni, Ștefan Octavian Iosif, Gala Galaction, Caton Teodorian, Cincinat Pavelescu, George Gregorian, Iacobescu, Locusteanu, Natalia Negru, Aurel Scurtu și așa mai departe, un număr dedicat pictorului Iosif Iser, dacă îmi permiteți, unul dintre pictorii mei preferați. Am avut ocazia să-l cunosc la Onești pe fratele domniei sale, care fusese condamnat la canal, și un om de bine, Costache Sava, l-a luat la Borzeș, la combinatul chimic, alături de profesorul Constantin Juvara,
marele chirurg, ca să lucreze, ca să lucreze acolo, expunându-se în vremea aceea tristă, 54, 55, 56, pentru că ajuta niște dușmani ai poporului, cum erau considerați. Și ca fapt divers, toate aceste reviste au reclame. Foarte multe reclame. Sunt foarte interesante. Aflăm nu numai limbajul epocii referitor la publicistică, la reclame, dar și partea economică a epocii. Berea Bragadiru, de exemplu. Cereți pretutindeni. La București comandele se pot adresa direct la fabrică. Era pe calea Rahovei. Telefon 942. Vulcan, fabrică de mașini. Societatea anonimă. Fosta sucursala România Simering, director inginer Adalbert Aboni, strada Conțin, dealul Spirei, furnizează ca specialitate instalațiuni pentru fabrici de ulei, instalațiuni pentru fabrici de petrol, instalațiuni pentru fabrici de parafină, mașini și cazane pentru sondaje și pentru orice scop, vagoane cisterne, mare depou de burlane nituite pentru sondaje, rezervoare în cele mai mari dimensiuni pentru orice lichid. Toate cererile sunt a se adresa sucursalei, numeroase referințe la dispoziție. Conserve, compoturi la Economul sunt cele mai bune de vânzare la principalele magazine de coloniale din țară. Ape naturale Vichy, ape naturale, proprietatea statului francez, a se feri de contrafaceri. Cereți una din trei surse după ordonanța medicului. Făină lactată Nestle este unicul aliment complet pentru hrănirea copiilor. Cutia lei 2 de vânzare pretutindeni. Credit petrolifer, IOS numărul 20, ultimul model, scris vizibil, singura fără publică. Mare magazin de consum la Mercur. București, strada Batiștei, casă proprie, în Constanța, piața Independenței. Baia Centrală, București, strada Enei. Spunând acestea, am încercat, neavând talentul necesar pentru reclamă, să le prezint mai accentuat, așa mai... Nu știu dacă Bere Bragadiru mai e, nu știu nici alte tipuri de bere. Îmi amintesc când eram copil, prin 59-60, că ne jucam cu capace de bere. Le așezam pe calea ferată pentru a fi întinse, îndreptate, colecționam capace de bere și acum vreo câțiva ani, deci după aproape 60 de ani, mi-am amintit o marcă. Mi-a venit un cuvânt în minte, Ococim. Nu mai știam de unde știu cuvântul și ce înseamnă. Mi-a venit pur și simplu în memorie. Și căutând pe net, am văzut că în vremea respectivă, în anii 60, era o marcă de bere polonez. Acestea fiind spuse, permiteți-mi să vă doresc toate cele bune, să ne amintim, să le dăm onoarea cuvenită marilor bărbați de stat, tuturor celor care au făurit România mare și să fie drept pildă celor care au astăzi ca primă datorie întregirea țării și, evident, un trai mai bun pentru toți românii, pentru că, indiferent ce spun unii și alții, poporul român
merită o viață mult, mult mai bună. Trăiască nația!